Asculți Inspirație Divină la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători! Sunt Adina Martinescu, iar voi ascultați emisiunea Inspirație Divină la Radio Terra Nova. Prin această emisiune dau șansa fiecare persoane să-și exprime autenticitatea și să-și dea voie să se simtă inspirați și creativi. Cât dintre voi nu ați simțit la un moment dat în viață să puneți stop la ceea ce făceați și să vă împliniți un vis? Toți ne dorim să ne îndeplinim un vis, Puțin însă au curajul să și înceapă. Invitatul meu de astăzi este un temerar. A avut curajul să pornească o afacere un pic diferită, afacere de care vom discuta împreună în această seară alături de Daniel Savan. Daniel, bine ai venit alături de noi la Radio Terra Nova. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Sunt uh, extraordinar de bucuros să fiu alături de, de tine și de ascultătorii tăi. Mulțumesc, Daniel. Dacă ar fi să se prezinte omul din spatele afacerii, cum ai alege tu să o faci? Uh, cât se poate de simplu, un uh, visător. Da. Sunt un visător uh, și am visat din totdeauna uh, că pot mai mult și întotdeauna am uh, vrut să fac mai mult și ai și reușit. În cele din urmă, da, sunt foarte, foarte fericit că am reușit să-mi îndeplinez visul și continuăm. Da, referitor la afacerea ta și la acest vis, aș vrea să ne împărtășești cum a pornit povestea acestei afaceri. Am înțeles că ai trăit mult timp în Dublin, în Irlanda, timp de aproape 8 ani de zile. Ce te-a atras, practic, la, din acest farmic britanic? Da, într-adevăr am cochetat din 2002 cu industria ospitalității, despre asta este vorba da. și după ceva ani buni la noi în țară mi-am dat seama că aș dori să fac mai mult și aș vrea să învăț mai mult, simțeam că este loc de mult mai multă experiență. Și în 2012 am făcut cel mai important pas din viață, m-am decis și am plecat, am zburat spre Dublin, Irlanda. Da. Nu pot să spun că mi-a fost ușor, ușor nu, nu a fost. În schimb, am avut ocazia să, să am primul meu loc de muncă într-un mediu extraordinar de, de prietenos și de primitor. Și uh, mi s-a deschis, uh, să zicem, calea spre a învăța. Uh, da. Am învățat foarte, foarte multe. Mi-am dat seama că uh, îmi lipsesc foarte multe cunoștințe uh, pe care noi, în uh, momentul respectiv, nu le aveam la noi în țară. Și uh, învățând, uh, mi-am dat seama că pot merge înainte, pot avansa și mă pot dezvolta. După aproximativ un an jumate petrecut în, în acel loc fantastic, am avut ocazia să mă întâlnesc cu un fost coleg de domeniu de, de, la noi din Iași, noi fiind prieteni și vei colegi și mi-a făcut o propunere foarte, foarte interesantă. Da. Mi-a oferit ocazia să lucrez cu el împreună într-un loc cu totul și cu totul special. Poți să spui, ascultătorilor, unde da. ai lucrat? Deci, locația a fost un bar de tip speakeasy, inspirat din perioada prohibiției, perioada anilor 20-30. Da. Chiar în centrul Dublinului, o locație foarte, foarte frumoasă, foarte cunoscută, Blind Peak se numește. Recomand tuturor care ajungeți în Dublin, în Irlanda, să faceți o vizită locație, da. este da. spectaculoasă. Și acolo mi-am dat seama că uh, mi s-au deschis uh, să zicem uh, mi s-a deschis apetitul pentru ceea ce înseamnă clasic, uh, ce uh, prohibiție. Uh, să zicem fructul interzis din perioada respectivă. Uh, am intrat în contact cu băuturi uh, spectaculoase, băuturi foarte, foarte clasice din anii 1900-1800, chiar uh, și am realizat că Exact, cum îmi place mie să spun, nu are rost să inventez apa caldă când ea este deja inventată. Da, deci ai descoperit practic un nou concept acest speak exact. easy de care spui tu. Exact. Uh, ce este speak easy? Uh, speak easy urile erau barurile din perioada prohibiției, cât se poate de ilegale și de ferite de uh, ferite de uh, ochii uh, muritorilor de rând, să spunem. Adică Era... un fel de club privat. Erau uh, ceva cluburi private, dar uh, în perioada anilor 20, uh, 1920, 1933. Uh, Producția, distribuția și comercializarea de băuturi alcoolice a fost interzisă în Statele Unite. Da. După cum știm, și ne-am uitat la filme inspirate chiar din realitate, au apărut și mari gangsteri ai perioadei. Aici vorbim de cel mai bine cunoscut, și anume Al Capone, da. care a reușit să creeze o adevărată industrie din comercializarea și producerea de, de băuturi spiritoase inclusiv punând ba, bazele acestor baruri de tip uh, spichizi. Uh, vorbim aici de persoane foarte, foarte importante din uh, politica acelor uh, ani, vorbim de politicieni, de uh, oameni cu un uh, foarte cunoscut renume, uh, polițiști care erau plătiți să întoarcă privirile da. uh, departe de aceste locuri. Uh, un, un întreg concept uh, foarte, foarte interesant, uh, pentru care uh, s-au și inspirat, sau din care s-au și inspirat foarte, foarte multe locații în întreaga lume. Există și la ora actuală, este un concept foarte, foarte uh, interesant, foarte bine pus la punct. Și. Și pentru că ai descoperit acest concept, ai gândit să-l aduci și în România, mai exact în Iași, și să deschizi și aici o locație de tip uh, Speak Easy. Um... Care este cea mai mare frumusețe a acestui vis, faptul că ai reușit să vii cu acest concert în Iași? Ce, ce te motivează să, să uh, continui aici această afacere? În primul și în primul rând este uh, și va fi în continuare pasiunea mea. Uh, este o locație pe care am deschis-o din pasiune, în care pun foarte, foarte mult uh, suflet sunt da. prezent acolo atât trup cât și suflet, cât și uh, mental. A devenit viața ta. Da, 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 da. Exact, exact. Și chiar mi-am dorit, am fost foarte, foarte uh, descurajat uh, din partea apropiaților, în momentul în care m-am întors în țară da. după 8 ani petrecuți în Irlanda. Uh, Într-adevăr, motive au fost pentru că m-am întors în plină pandemie a fost un pic cam dificil și toată lumea a încercat să mă descurajeze, bă, nu știu dacă e bine, pandemia da. suferă industria ospitalității, în schimb în mintea mea a fost uh, un lucru cât se poate de simplu, când să deschid un speakeasy dacă nu, în prohibiție. Da, la la pandemie. pandemie, da, ai făcut asocierea, pentru că este vorba despre un local exclusivist, uh, unde se intră pe bază de parolă și programare. Uh, da, am încercat să-l să ținem nu neapărat uh, pe partea de exclusivism, da. dar am. Noutate, vrut, oricum, da, pentru ea și Mai ales. Am vrut să păstrăm ideea uh, și uh, conceptul de, de spichizi. Da. Exact cum se intra, barul nu este vizibil, nu știe foarte multă lume de el, nu avem o adresă exactă pe, pe Google, se face o rezervare, se primește o parolă. În momentul în care se ajunge la locație, se sună la o sonerie, se deschide un zăvoraș, cineva întreabă o parolă și dacă o știi și ești norocos și ai făcut rezervare cu noi, ajungi sună, la noi. În locație. Sună foarte, foarte interesant și oarecum mi-ai anticipat următoarea întrebare, că îmi dau seama că atunci când ai venit din, din Irlanda în România și ai vrut să deschizi astfel de club, de local putem spune, Cred că te-ai lovit un pic de mentalitatea de aici, în primul rând, de oamenii de aici, dar și, cred că, și sprijinul familiei a contat foarte mult. Cât de înțeles ai fost de familie și de prietenii tăi când ai vrut să deschizi această afacere? A fost dificil, cel puțin fiind și perioada de asemenea manieră. Eram da. în plină pandemie, toată lumea era reticentă într adevăr, chiar dacă am deschis în plină pandemie, noi am deschis și am respectat reglementările în vigoare, ne-a fost foarte greu, ne-a fost foarte greu pentru o locație deschisă nouă să respectăm toți pașii și să urmăm legislația în vigoare. Da. În schimb, am fost susținut de de soția mea, mi-a zis mă, e visul tău, vrei să-l faci, fă te ajut cu absolut orice. Uh, și ușor, ușor, după aproximativ două luni petrecute și uh, cumpărături online și amenajări online cu cât mai puțini oameni și uh, tot ce a fost, am reușit și am deschis mai timorat. A fost dificil, trebuie să recunosc, că, exact ce ai spus tu, mentalitatea Calitatea. de la noi. Da. Uh, pentru că lumea se întreba unde este barul, încercam să explic că nu le putem da o adresă exactă, de ce, ce, dar se, ce întâmplă se întâmplă acolo, acolo exact, întrebare, da. de ce avem nevoie de parolă, cum ce se întâmplă dacă nu avem parola. A fost un pic cam dificil, dar în cele din urmă oaspeții noștri au înțeles exact ideea locației. Am încercat să și aducem foarte, foarte multe informații în social media, da. în general despre prohibiție, nu despre locația noastră. Uh, tocmai uh, uh, ca să reușim să informăm cât de cât uh, oaspeții noștri Despre ceea ce se întâmplă acolo Pentru că îți dai seama și tu Începea lumea să-și facă filme Cine știe da, ce se că, că nu mai iese, că le vindem ca organii Eu știu Doamne, nu știu, doamne Da, chiar vreau no. să te întreb Cum reacționează clienții când îți trec pentru prima dată pragul la afacerii tale? Uh, sunt uh, uh, inițial reticenți în momentul în care au pășit, practic, după ușa cu gratii pe care o avem, dar apoi le apare zâmbetul pe buze, e, am încercat să, să replicăm cât am putut de mult stilul anilor 20-30, prin amenajări, prin Decor, da, da barul pe care îl avem, obiectele, exponatele și așa mai departe. Și nu în ultimul rând și chiar cel mai important lucru, prin băuturile, cocktailurile și preparatele pe care le facem, lucrăm doar cu rețetele clasice create între anii 1800 și 1900. 50, chiar am mers un pic și pe neomodernism. Ce interesant, deci astea le-ai adus cred că din uh, Irlanda, din Dublin, aceste uh, rețete de cocktailuri deosebite. Uh, da, ele sunt, uh, ele sunt, uh, sunt accesibile pentru absolut oricine, sunt rețete uh, clasice pe care uh, ar trebui cel puțin o bună parte din uh, barmani profesioniști, ar trebui să le știe și chiar le știu, da. doar că noi uh, le-am adus, le-am făcut uh, posibile, am menținut uh, și țin extraordinar de mult la uh, calitatea preparatelor noastre. Uh, lucrăm doar pe bază de băuturi din gama premium și uh, da. mai sus. Uh, și asta a fost, asta am încercat uh, să ducem. Nu am încercat să fim inventivi, cum sunt uh, foarte mulți barmani, sunt de apreciat și eu am fost acolo, le-am făcut și eu. Da. Doar că mi-am dorit să mergem pe, pe partea clasică, să păstrăm și ideea locației, să aducem și aceste băuturi care sunt, sincer să vă spun, nemuritoare. Da, cred că deții foarte multe secrete în prepararea cocktailurilor, și chiar vreau să te întreb care sunt cele mai solicitate cocktailuri. De departe, vedeta noastră este un cocktail foarte clasic, de Martini se cheamă. Nu avem foarte multe informații din istoria lui și cum ar proveni, sunt ceva speculații, în schimb nu avem o informație sigură despre el. Uh, un cocktail care a devenit uh, extraordinar de de faimos fiind consumat de unul dintre cei mai uh, prolifici politicieni ai tuturor timpurilor și anume de domnul Winston Churchill. Da. Uh, după care a devenit și mai faimos în uh, unul din uh, filmele din seria James Bond cu Sean Connery. O băutură foarte, foarte uh, fină. Uh, foarte fină, uh, destul de uh, să zicem, destul de ridicată în volum alcool. Dar, spre surprinderea mea, extraordinar de apreciată la noi, în locație. Încercăm să o facem cât mai corect, cât mai clasic și chiar uh, a devenit băutura noastră de top. Uh, sunt foarte, foarte multe uh, băuturi care uh, sunt extraordinar de, de consumate la noi. Uh, aș mai. Uh, Chiar aș vrea da. să, să ne spui câte tipuri de, mari, de cocktailuri există în meniul locației tale. A, meniurile, suntem deja la a treia ediție, să spunem la al treilea volum al meniului. Da. În meniul nostru găsiți între 12 și 14 cocktailuri, da. îl schimbăm odată cam la 6 luni. În schimb opțiunea de, de preparate la ora actuală putem replica în jur de 102 cocktailuri clasice. Da, impresionant. Deci meniul la noi ca să fiu sincer este doar cu baza probabil, da, doar cu temă informativă, cu tentă informativă. Da. Uh, pentru că este o locație extraordinar de de friendly și uh, suntem uh, foarte, foarte atenți cu aspeții noștri. Uh, inițiem conversații, încercăm să descoperim gusturi, paletare și să creăm băutura potrivită pentru fiecare oaspete în parte. Sună, sună foarte interesant, mai ales că suntem și la început de weekend, vineri-seara. Cu siguranță. Uh, cred că fiecare dintre noi își dorește așa un moment de relaxare alături de prieteni sau de parteneri și atunci ar putea veni cu mare dragă mare drag în, sunt. În, în Iași. Eu, pentru cei care nu sunt din Iași când o să vină prima dată în Iași pot veni la tine. Cred că ar fi indicat să ne spui unde se fel locarul în ea și denumirea acestui local, să te găsească lumea mai ușor. Cum are drag, cum are dragă, Locația este chiar în centrul orașului, pe străduța sau strada cu Vodă, o stradă foarte, foarte dragă mie. Da. În mintea mea, un centru vechi al Iașului, să spunem. Locația se numește Dead Soldier Speak și cu drag... Pe vă bază de programare și parolă categoric, categoric. puteți ajunge la Daniel Savan, categoric, la categoric, categoric. Dead Soldier. Da sau Dead uh, Soldiers speak easy. That soldier speak easy, ca să fie denumirea întreagă, întreagă să fie da, ușor da, de da. reperat. Minunat! Da. Uh, Daniel, te-ai gândit vreodată să predai și cursuri de uh, cum se prepară cele mai reușite cocktailuri, să împărtășești și cu alții din aceste secrete ale celor mai savuroase cocktailuri? Uh, da, uh, nu aș vrea să dezvălui tot, da. avem un proiect în desfășurare, ce sperăm noi să fie realizabil și deschis undeva din luna aprilie. Da, noi noi avem, pe lângă faptul că eu personal trăinuiesc angajații. angajații și stafful da. cu care colaborez, am mai și cochetat și am mai trăinuit câțiva oameni. Pe, pe partea asta care acum colaborează și lucrează în câteva locații din Iași da. ce pot eu să vă mai spun este că sunt și trainer la o academie destul de mare, nu știu dacă pot să dau un nume sau nu da, cred că se poate spune. Uh, da, sunt uh, trainer la Diageo Bar Academy Diageo fiind uh, cel mai mare uh, producător și distribuitor de băuturi spiritoase la nivel global da. Ei au o academie de, de barman uh, țin niște cursuri de ospitalitate în primul rând uh, foarte foarte interesante și am ocazia să cunosc sunt pe toată zona Moldovei, am ocazia să cunosc barman din foarte multe orașe da. în zona Moldovei și chiar îmi face plăcere să văd că există un interes uh, sporit pentru meniu și pentru uh, cunoștințe. Da, impresionantă ceea ce ne povestești. Știu că de-a lungul timpului, mai ales cât ai fost plecat în Irlanda, ai câștigat foarte multe premii uh, ca barman. Consider că este o artă sau o abilitate? Nu aș considera o artă. Aș uh, spune că este o abilitate și cel mai important lucru uh, după părerea mea, Trebuie să o faci din pasiune. Trebuie da. să pui foarte, foarte mult uh, suflet și foarte multă pasiune. Este un domeniu care cere pasiune. Este. Uh, nu este un domeniu în care poți să fii un robot și uh, să... Respecti bine. neapărat uh, o procedură. Da. Da. Acolo exact. trebuie să fii inventiv și creativ în acest Exact, domeniu Trebuie timpul. să ai un, uh, o, o vastă cunoștință și uh, pasiunea să fie la limitele absolute. Mm -hmm. uh, trebuie să fii creativ, uh, trebuie să-ți dai interesul să fii creativ, uh, trebuie să citești foarte mult, trebuie să înveți foarte mult, și toate astea trebuie să vină de, de la tine, nu da. învins de la spate, de la alții. Și cum ai spus tu, să înveți să fii ospitalier, să foarte, ai răbdare cu oamenii, să știi să, comunici, să știi să comunici, să știi să-ți atragi spre tine, spre localul tău. Da, este, este foarte multe coordonate, dacă o e așa. Mm -hmm. este, este foarte, foarte important. Tocmai ideea și numele se, se numește. Ospitalitate. Da. Sunt conștient pentru că trăim într-o într societate în care tot timpul o să avem ori probleme, ori situații, ori uh, tensiuni și așa mai departe. Domeniul ospitalității nu trebuie să aibă legătură cu viața ta privată. În momentul în care e ca și cum uh, mai fac eu o glumă, spuneam că în ospitalitate trebuie să ai cel puțin două fețe. Unii dintre noi care suntem deja foarte vechi o dezvoltăm și pe a treia. Da. Problemele rămân probleme, se fac în afara jobului, având în vedere că lucrăm atât de aproape cu cu oamenii. Uh, ei nu trebuie să simtă uh, tensiunea și problemele noastre cotidiene. Ei vin da. și E locul caut... lor de relaxare. Exact, mm -hmm. caută, caută noi, în cei din domeniul ospitalității, un prieten, o persoană care să uh, se confeseze, să primească o vorbă bună, un zâmbet, o, o atenție. Mm -hmm. Da. Uh, dacă toți suntem aici. Daniel, tu ești fericit în momentul de față? Ce-ți place la tine și ce-ți place la afacerea ta? Uh, în primul și în primul rând sunt extraordinar de fericit pentru că am reușit să fac ceea ce îmi place și da. este foarte, foarte important. Foarte este foarte asta. important. Uh -huh. uh, sunt fericit că sunt acasă pentru că, indiferent că am petrecut 8 ani în Irlanda, sufletul meu a fost întotdeauna aici, lângă familie, da. lângă prieteni, sunt român și nu există nicăieri mai bine decât acasă. Și sunt fericit pentru că businessul se dezvoltă, se dezvoltă frumos, iar acum suntem în pregătiri pentru o nouă locație. O oh, felicitări, cred că e da, ceva e în prima, premieră da, 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 e prima oară când vorbim da, o în, tot în Iași sau în altă locație în Iași, din în Iași, țară? Tot în Iași O să rămânem tot în zonă Tot pe Cuzavodă, o locație da. un pic mai diferită Decât Tot pe conceptul acesta de spechizi sau uh, O diferit? să spunem Că e O locație tot inspirată Din, din Perioada respectivă, dar da. mai diferită Decât ceea ce facem La, la noi în locație și sper să, să ne vedem și acolo. Da, țurăm drag. mult succes. Deci această nouă locație face parte din proiectele voastre viitoare, cel puțin din acest an, din 2023. Ar da, mai da. fi și altele, o altă abordare? Afacerii? Da, mai avem ceva probleme, nu probleme, doar soluții la exact. noi. Mai avem ceva proiecte pentru anul ăsta. În primul și în primul rând cred că vom colabora și anul ăsta cu cei de la turneul de tenis. Da. Atât masculin cât și feminin. Noi am participat anul trecut uh, pe partea de, de bar, uh, a fost uh, o experiență unică, extraordinar de frumoasă, am cunoscut oameni extraordinari. Uh, în plus de asta ne focusăm foarte, foarte mult și pe partea de uh, bar de evenimente, care am început mai timid anul trecut, nu știam uh, dacă da. o să reușim să, să fim... Uh, Pregătit, dar ne-am pregătit foarte bine, am, am și creat uh, câteva chestii interesante. Ceea ce pot să le spun ascultătorilor și oaspeților noștri este că noi pe partea de evenimente mergem chiar cu băuturile pe care le creăm la noi în locație, deci da încercăm să aducem acea, acea, acel aer de 1920 de da, și la evenimentele private am avut ceva evenimente anul acesta iar deja încep cererile de evenimente și sperăm și la o locație de vară Da, un proiect foarte frumos, mai ales că se apropie venirea primăverii da, 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 și o așteptăm da, trebuie să fim inventivi Uh, Daniel, dacă. Cum ar putea lua oamenii legătura cu tine? Cum te pot găsi? Ai o pagină de Facebook a afacerii tale sau da, direct pe da. contul tău personal? Uh, de Facebook? Pot, uh, pot uh, să, ne, să ne găsească atât pe contul meu personal de, de Facebook și de Instagram, Daniel Savan. Cât și pe paginile noastre, uh, Dead Soldier, atât pe Dead Soldier Speakeasy pe, pe Facebook, cât și pe Instagram, sau pe pagina noastră de pe site-ul nostru, Dead Soldier uh, Speakeasy Iași Da, deci cu ești foarte doar. ușor de găsit. Absolut, absolut. Uh, da, pentru că ne apropiem cu pași repede de finalul emisiunii, aș dori să uh, le transmit ascultătorilor noștri un ultim mesaj din partea ta. Care, ar, care ai dori să fie. Nu știu. Dacă ar fi să rămână cu un slogan sau cu un îndemn de viață. Să, ce alege să le spui? Să, să fim și să rămânem oameni și să rămânem oameni buni. Da. Oameni deci, buni, să cu fim un Să buni. Bun. Să fim mai buni. Da. Și să căutăm să ne reinventăm. Și să ne Categori. urmăm visul pentru Categori. că tu ești Categori. un visător. Așa ne spus Categori. de la începutul ei. Sunt, sunt extraordinari de visători și ceea ce pot spune, dacă sunt ascultători care își doresc business-uri în industrie, nu vă plafonați trăim într-un într oraș extraordinar de frumos, cu extraordinar de multe posibilități. Încercați-vă, fiți inventivi, fiți voi și exact cum am spus, să fim buni. Da. Mulțumim pentru prezența deosebită din această seară în cadrul emisiunii Inspirație Divină. Te mai așteptăm oricând cu drag și data viitoare. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. A fost o deosebită plăcere să fiu alături de tine și de ascultătorii tăi. Și mai vin cu drag. Mulțumim, Daniel, și simt că o să mai vii, cu siguranță, și într-un alt context și poate în alt fel de emisiune. Mult succes în continuare în toate proiectele tale viitoare. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi până la finalul acestei emisiuni. Și nu uitați, până data viitoare, fiți creativi și inspirați. Seară în armonie!